Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este început de săptămână. Haideți să urmărim subiectele zilei. O slujbă de pomenire a marelui sculptor Constantin Brâncuș a avut loc sâmbătă 18 martie, la Mănăstirea Lainici. Slujba a avut loc cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei. Un bărbat a decedat și alți doi au ajuns în arest după un furt eșuat. Cei trei încercau să sustragă componente din stația de transformatoare electrice a unei companii de apă de pe raza localității Țânțăreni. Unul dintre ei s-a electrocutat și a decedat, trupul acestuia fiind transportat la serviciul de medicină legală Gorj. Un cunoscut lider de sindicat din complexul energetic Oltenia își pregătește pensionarea de la compania energetică. Gabriel Căldărușe, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, a precizat că a revenit în activitate la finalul anului trecut. An de zile a fost suspendat de la locul de muncă de la cariera Tismana și a activat exclusiv ca președinte de sindicat. Din luna noiembrie 2022 a revenit în activitate și beneficiază de condiții speciale de muncă. Actul adițional la contractul colectiv de muncă din complexul energetic Oltenia va fi depus la sediul ITM în conformitate cu prevederile codului muncii și pentru a stabili dacă respectă condițiile formale de legalitate. Documentul a fost negociat în ultimele două săptămâni și propune acordarea de majorări salariale a unor prime, bonusuri și sporuri începând cu data de 1 aprilie. Liberalii sunt furioși pe Ion Iordache, șeful organizației județene, pentru că primarii le pleacă spre alte formațiuni din cauza modului în care este condusă organizația PNL Gorj. Mai mult, acesta este acuzat că a dat partidul pe mâna două femei foarte apropiate, potrivit unor surse din interiorul partidului. Întreaga știre o puteți citi în cotidianul Impact în Gorj. Lucrările artiștilor gorjeni au fost prezentate în cadrul unei expoziții care a fost vernisată în Italia la sediul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Acest amplu eveniment are de asemenea obiectivul de a face cunoscute în lume valori ale culturii naționale prin prezentarea filmului despre ansamblu monumental Calea Eroilor, realizate Doina Lemni. Astfel, expoziția Itinerarii Vizuale reprezintă totodată și un omagiu adus de către artiștii gorjeni lui Constantin Brâncuș la 66 de ani de la trecerea în eternitate, au transmis organizatorii. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Constantin Ștefan, a început să facă vizite în teren. Este vorba despre discuții în teritoriu cu primarii gorjeni pe teme ce vizează reducerea facturii la energia electrică. Independența energetică este conceptul promovat în rândul primarilor. Constantin Ștefan susține că UAT-urile pot să obțină acest lucru prin atragerea de fonduri europene. Primarii din Peștișani și Stănești s-au arătat interesați de accesarea unor astfel de proiecte. Un concert caritabil va avea loc în Tismana de Flori pentru a ajuta o tânără din localitate care suferă de o boală gravă. Bianca Paraschivu, în vârstă de 28 de ani, a fost depistată cu o tumoare și urmează să fie operată la o clinică din Ungaria. Biletele vor putea fi cumpărate de la Casa de Cultură Tismana. Potrivit tradiției, de pe masa de Paște nu trebuie să lipsească preparatele din carne de miel, așa că prețul acestui produs este determinant pentru costurile pe care le vom avea pentru masa tradițională de înviere. Acum, la producători, prețul unui kilogram de carne este de 40-50 de lei. Prețul în viu pleacă de la 25 de lei kilogramul. Acestea au fost informațiile de astăzi. Nu uitați să accesați portalul igj.ro pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în județul Gorj. O zi frumoasă!